Bine ai revenit, Cătălin. Bine v-am regăsit. Ai plecat foarte serios. Ai fost acolo tot timpul foarte, foarte serios. Te-am văzut. E greu să zâmbești de unul singur acolo. Eu am avut grijă de fetele tale. Mulțumesc. Cât am putut. Știu că ție ți se pare că ai trecut printr-un lucru greu. E greu și să iei decizia singur, dar voi vedea dacă am luat decizia corectă sau nu. Vom vedea imediat. Dar tu ai primit un contract. Tu nu știi ce valoare avea, pentru că nu știi la câte întrebări ai răspuns corect. Dar ce crezi? Cred că am răspuns la 2 sau 3 întrebări. Ai răspuns la 4 întrebări corect. Asta înseamnă că valoarea contractului este de 43.363 de lei. Să vedem ce s-a întâmplat. O să vin să iau contractul. Hai să mergem la Andreea. Foarte greu fără tine acolo. Sper doar că ceea ce am făcut este cel mai bine pentru noi. Noi la pompieri avem o vorbă de aur, o regulă de aur. Prima regulă în prim ajutor și în tot ceea ce facem este siguranța salvatorului și a victimei. Așa că în această seară am ales siguranța. Așa că am semnat contractul. Mă bucur să te revăd. Și eu. Așa este, n-am fost niciodată despărțiți, nimic. Tot timpul am făcut lucruri împreună și am fost împreună la bine și la greu. Mi-a fost foarte greu aici, nici nu vrei să știi prin ce urcușuri și coborâșuri am trecut. Oricum, mă bucur că ai gândit ca un pompier, așa cum faci tu la muncă. Dacă noi fi ales să semnez contractul, am fi câștigat 75.000 de lei, dar mă bucur că am trecut cu tine prin experiența asta. Am trecut cu tine, ești omul meu de nădejde. ...43.363 de lei. Cătălin a semnat contract cu plecați acasă cu cea mai mare valoare contractuală de la Marele Zid. Sunteți doi oameni absolut minunați. Mă bucur că v-ați cunoscut. Am cunoscut împreună doi oameni minunați. Ei pleacă astăzi de la Marele Zid cu aproape 10.000 de euro. Ne vedem data viitoare. Numai